Da, te rog. Deci, domnul Pop, am trimitea mie pe fax de 2-3 ori pe lună faturile cu materiale, după aceea ulterior le primeam în original. La 2-3 luni făceam o confruntare. Ce a livrat Medeia către Comtransport, Cherestea sau Palet și ce materiale și venea și făceam procese verbale de compensare. Înseamnă că sunt mai multe facturi. Sunt care au venit de la Comtransport, nu doar două, că menționai de două facturi la un moment dat. Acele două facturi le-a dus doamna. Soția lui Moldovan. Exact, da, la birou. Bun, ok, am înțeles acum. Uh-huh. Bun. Și materialele de construcții erau destinate celor două bine. Strict. Strict. De materiale nu se cumpără la Filomedia decât numai. Uh-huh. Doar pentru acele construcții. Apoi, ce știi de cele două facturi cu care a venit doamna Moldovan? S-a venit personal la birou, nu? Ca să fie, să le plătească să le plătească. De, asta în 2008, probabil, sau... 2008-2009. Am venit cu două facturi la BIE. BCA sau ce era? BCA, cred că. BCA, știu aproximativ suma. Fiecare erau mai mici de 10.000 de lei, pentru că factura avea lângă ea și chitanță. Bun, pentru o secundă. Și vă le-ați făcut în... Sunt înregistrate în contabilitatea. Spune-o imediat. Dacă le văd, am memorie vizuală foarte bună și pot să zic astea facturile. Mm-hmm. Apoi, ce știi de cele două facturi cu care a venit doamna Moldovan? S-a venit personal la birou, nu? Ca să fie, să le plătească birourile. Să le plătească. De, asta în 2008, probabil, sau... 2008-2009. Am venit cu două facturi la... BCA sau ce era? BCA, cred că. BCA. Știu aproximativ suma? Fiecare erau mai mici de 10.000 de lei, pentru că factura avea lângă ea și chitanță. Bun, pentru de contact. Și vă le-ați făcut în... Sunt înregistrate în contabilitatea. Spune-o imediat. Dacă le văd... Am memorie vizuală foarte bună și pot să zic astea facturile. Bun. Și asta trebuie să relatăm că băiatul lui Radu Moldovan i-a angajat la firma de în continuare? Păi nu știu acum dacă mă era. Era până când am plecat noi era, nu? A, bun. Atunci, era pe statul de plată, nu? Până cum îl cheamă Răducu? Așa cam oficial? Sau la... Da, cu Eugen. Angajat pe funcția de jurisconsult. Contract de muncă făcut prin intermediul mail-ului. Prin e-mail? Da, da, da. Mi-a trimis buletin, i-am spus ce să-mi trimită, le-a dat domnul Ardenan, le-a trimis la mine, am trimis contractul la Zerar, eu nici nu știu cine, nici... Ce m-a deci nu s-a prezentat niciodată de câți ani i-am gândit, nu l-a văzut nimeni, nu l-a văzut nimeni, nu-l cunoște nimeni, nu. Dar poștat de plată ce înseamnă asta? Nu, nu-i semnat. Nu semnate de ani, păi dacă semnatele nu s-au dat. Semnat deja acum, ce semnă? Am înțeles că și suma era confidențială. Sunt când era trecut în... 1200. Era angajat cu studii superioare. Noi trebuia să-i plătim lor reduc cu contribuțiile. Ca să meargă lui vechime. Azi mâine ajungea el un avocat. De ce face acum, să nu știu? Nu știu, nu-l cunoaște nimeni, deci din Dobța nu-l cunoaște nimeni. Da. Deci noi nu l-am văzut niciodată în Toplița. Sau să vină să zic că eu sunt
Pentru că am să fac o cerere de contribuie, nu o să vi le relatez, o vi l-o relata domnul Popescu, pentru că, nu știu, avea o chestie cum că i s-o propus la o șpriț acolo cu domnul Ardeleanu și cu domnul Radu Moldovan. I s-o promis protecție și să facă un locul privat în care domnul Popescu să vină cu banii, Radu Moldovan să vină cu protecția și Ardeleanu să vină cu drumurile, cu pilele, să meargă pe la șefii de ocole și pe ăsta. Bun, ce știți despre Moldovan și legăturile lui cu Ardelean, altele decât bilea asta? Știu eu, a venit Moldovan acolo, a mers? Nu l-am văzut niciodată. Nu l-am văzut niciodată, dar s-a discutat la birou, în perioada aia s-a discutat, se întâlneau la anumite chefuri, se întâlneau la șpriciuri, la casa de la Mureș al lui Ardeleanu, au fost la nuntă, la fiică sa. Ardeleanu fiind nașul de cum nu, Sorin Morar. Genex, Sorin Morar, de la firma Genex. Bun. El e nașul? Da. Ardeleanu a fost numai pur la nuntă, dar se întâlneau, poate nu fiecare weekend, dar se întâlneau acolo ca să pui țara la cale. Cine, cum, nu mai supărat, de unde, cum, chiar mie, mi-a propus Ardeleanu la un moment dat, acum de când am început colaborarea, de eram la început, eram și cu domnul Popescu și cu ăsta, mi-a propus să fac niște măgări pe una din firme. Zice, hai să facem, să cumpărăm aia, să facem aia și un chis după aia. Că uite, avem spatele asigurat și așa, la altă, nu, e firma mea, am construit-o din 2008, cum am putut, cu greu, nu renunț la aia. Hai, mă, firma ta, vreau să fac o măgărie prin firma mea, să facă niște chestii astea, niște achiziții și niște, să dăm niște tunuri din astea pe la pădure, după care mi-au propus să o închid sau să o vând, că am rezolvă el să o vând mai departe și că avem protecție. Eu am refuzat, deci... Același lucru a relatat, vreau să facă și cu Medea. În Medea are un dosar penal pentru evaziune fiscală undeva la 600.000 de lei și zicea că dacă în urma expertizei îl scoate nevinovat și nu o să trebuiască să mai plătească, o să facă niște manevre, gen ce povestea are, și după aceea să dea foc la achivă sau să o vândă, să se piardă urma. Deci să se vândă la 3, 4, 5 persoane ca să se piardă urma. Bun, revenind la Moldovan și legăturile lui Ardeleanu cu el, ce se discută, ce se aude, rolul lui Moldovan în mafia lemnului? În general. Rolul lui în mafia lemnului era de protecție, deci puteai, aveai mână liberă să faci aproape orice, deci puteai să te duci să tai, să ăsta, dacă lucrai pentru firma Medea, de exemplu, da, domnule, poți să mergi, că trebuie să te puști atâtea neștit și taie, că oricine vine din spate, avem. Radu Moldovan ne asigură spatele firmei Medea. Spunea asta Ardelean? Am avut discuții din astea, că să stăm liniștiți. Chiar îmi aduc aminte că a fost o discuție, au luat odată cât 50.000 de euro din firmă, că trebuie să plătească undeva, să-și asigure spatele la cel mai înalt nivel, ca să nu poată mai atingă nimeni. Deci, asta cam când a fost? În ce an a fost? Când a fost contractul cu Lugoșu? Da, nu mai știu. În 2009, cred. Uh-huh. În 2009 s-au luat 50.000 de euro din firmă pentru asigurarea protecției firmei Medea. Deci unde s-au dus banii, nu știu. Da? Medea Exim n-a avut de la ITRSV un control. Se poate verifica din registrul unic de control de foarte mulți. Deci veneau controle, dar niciodată firma Medea afară de operațiunea partnerului, care a fost prima firmă din totul s-a verificat, n-a mai avut niciun fel de control. Bun. A fost menționat Moldovan, așa, în discuții, ca el fiind protector? Da, a fost menționat că protector, da, a fost menționat, chiar la masă a menționat chestia asta, că chiar m-a zis cu colul privat și cu restul era, asta era, noi venea domnul, i s-a propus, el venea cu banii, era domnul Moldovan, venea cu protecție, clar, la cel mai înalt nivel, deci tot ce ținea de legătură cu protecția de afacerilor deja în derulare. Deci erau discuții la birou, vă dați seama, eu foarte puțin ca muncitor sau colaborator am discutat, dar erau discuții la birou prin care se zicea că putem să facem, să derulăm orice, că avem protecția. Nu s-au pomenit, într-adevăr, nume. Nu s-o pune nume, eu cel puțin n-am auzit chiar nume sau pe cineva să le zică domnule ăsta, dar se insinuau și
au fost vânduți de foarte multe ori la casa de la Mureș, unde mă gândesc că se dezvolteau problemele astea din moment ce erau atâtea legături între ei. Așa. Se cumpărau de Crăciun porci, de exemplu, și se mergea echipa de bucătari, se făcea tot ce e de făcut pentru Crăciun, se împărțea pe din două, jumate pentru Radu Moldovan, jumate pentru Mircea. Echipa de bucătari de unde? De la măcelar, de la Tobliță. Ce era un măcelar? Pregăteau carne, o tranșau în... în asta. Aici, dacă o să vă uitați pe articolele astea, o să vedeți că aici cum funcționa treaba. O mai relatează tot așa un reporter, da. Un reporter cum zicea că doamna Dușa primea ordinul de sus prin mâna lui Radu Moldovan, vei să l-a deranjat, te l-a spus ce trebuie, l-a spus ce nu trebuie. Da. Chiar sunt cercetată și într-un dosar penal, mi-a venit hârtie direct de la doamna Dușa că sunt cercetată penal fără să știu ce și cum. Discutând, când i-am arătat că domnule avocat despre ce e vorba, a zis că e interesant, că normal trebuia să mă cerceteze poliția și apoi să trimit la parchet. Mie mi-a venit direct de la parchet și avocatul mi-a zis să mă duc să depun o cerere să îmi spună în baza la ce. Și eu am fost scos afară din parchet. M-au lăsat să intru. Am trimis prin corespondență și mi s-a dat un răspuns la fel.